Potrivit legii, apele în două cu sânge ar fi trebuit să ajungă în stația de epurare a abatorului și abia după tratare să fie deversate în pârâu. Numai că muncitorii abatorului ar fi încălcat legea și ar fi aruncat apele uzate, urât mirositoare, pe un teren agricol. Cel puțin, asta suspectează comisarii gărzii de mediu care au făcut verificări la fața locului. Ieri, în jurul orelor 16, un cetățean din localitatea Ilișești ne-a sesizat telefonic că pe terenul agricol situat în localitatea Ilișești sunt deversări de ape uzate cu sânge. Ne-am deplasat împreună cu un coleg de-al meu, ne-am deplasat în zonă, am identificat despre ce este vorba, l-am contactat pe cel care a făcut sesizarea și am identificat că de la abator apele uzate nu treceau prin stația de epurare, erau deversate pe teren natural. Angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Suceava susțin că stația de epurare a abatorului s-a defectat și din acest motiv apa uzată netratată a ajuns pe terenul oamenilor. Cel mai probabil administratorii abatorului vor fi amendați atât de inspectorii de la Apele Române cât și de comisarii gărzii de mediu.